Vasile Veselovski s-a născut în această zi de 18 decembrie în 1925. Este unul dintre mari compozitori români de muzică ușoară, autor al unor șlagăre îndrăgite, precum Strada Speranței, Fluierând pe stradă, Merit eu, Tu și Dacă, O chitară cântă și M-am îndrăgostit de tine. A absolvit conservatorul din București. Dragostea pentru muzică a apărut din copilărie pentru că tatăl l-a învățat să cânte la balalaică, mandolină și chitară și apoi la acordeon. În timpul școlii și facultății a făcut parte din mai multe coruri. După absolvirea conservatorului, Vasile Veselovski a fost inspector muzical în Ministerul Culturii, secretar muzical la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, inspector pentru muzică în Comitetul pentru Cultură și Artă din București, dar în toată această perioadă s-a dedicat activității componistice. Vasile Veselovski s-a impus prin inventivitatea melodică, datorită căreia multe dintre cântecele sale au devenit șlagăre. Stilul său este de asemenea caracterizat de căutări pline de succes pentru preluarea unor elemente de intonație și ritm din folclorul românesc, pe care le-a dezvoltat în mod creativ aducând prospețime și o largă accesibilitate cântecelor sale. Vasile Veselovski este unul dintre cei mai premiați compozitori români.